Acesta este Microlino, gogoloiul iubirii, copie după BMW Isetta. Una dintre cele mai mișto mașini de oraș pe care le poți cumpăra acum în România. Este făcută în Elveția, este firmă elvețiană făcută în Italia. Este ceva extraordinar. Microlino. Dacă vă place contentul, nu uitați să vă abonați, pentru că doar astfel pot să vă prezint mașinuțe de genul acesta. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Drumul spre 100 de mii continuă. Nu mai lungim. Mașini cu Luci Popa începe. Dar înainte de toate, dacă faci drumuri exterioare des sau ocazional, acum există o metodă prin care poți să mai economisești câțiva bănuți. Cum? Prin aplicația Pacofer. Hai să spun ce face Pacofer. Dacă tu te duci din punctul A în punctul B, poți să oferi o cursă. Iar cineva care are nevoie să ducă un pachet din punctul A în punctul B, vede cursa ta și te poate angaja, să spunem între ghilimele, pentru a-i duce pachetul din punctul A în punctul B. Vă dați seama cu asta câte pachete poți să duci și câți bani poți să economisești? Glumesc. Aplicația ajută atât șoferul, care oferă o cursă și economisește câțiva bănuți, dar și expeditorul, pentru că, evident, îi se livrează pachetul. Așa că instalează-ți aplicația Pacofer, indiferent că ești expeditor sau șofer, dar dacă ești șofer și folosești promocod LUCI, vei primi 10 lei reducere. Drumuri bune, înapoi la clip! Scurtă explicație, nu trebuia să o filmez la încărcat, doar că am băgat-o la încărcat, am pus-o la încărcat, după aceea am descuiat-o din cheie și s-a oprit încărcarea, dar eu n-am știut chestia asta. Și în loc să se încarce, asta câteva ore degeaba. Așa că îmi pare rău, o filmăm aici și până acum nu era Florin cu tirul, ci era liniște și m-am gândit că e ok, dar a venit Florin cu tirul, acum chiar îl cheamă Florin, adică hai să salutăm toată lumea, like pentru Florin. O să plece și o să fie liniște. Dar o să o filmăm aici, că n-avem încotro, nu mai pot să mai stau, că se duce lumina. Hai să vă arăt un lucru. Autovision.ro. Ei sunt unici importatori de Microlino în România. We love to ride. De la Autovision eu am mai luat Bronco, eu am mai luat Ford F-150 Lightning și o să mai filmăm niște mașini pe viitor de la Autovision. Deci le mulțumim din suflet că ne dau mașini la test, sunt niște băieți de nota 10. Și au foarte multe mașini în portofoliu, chiar vă recomand să vă duceți pe autovision.ro să vedeți ce au. Mulțumim frumos, Autovision. Vreau să începem cu portbagajul, pentru că o să-l umplu și nu mai vreau să mai scot toate lucrurile din el. Are un volum de 230 de litri, însă eu cred că 230 de litri sunt doar până aici, pentru că eu am avut loc în mașina asta berechet, adică am putut stau în fund, am putut să stau liniștit, nu m-a deranjat nimeni, aș putea chiar să și dorm aici. Portbagajul este mai spațios decât ar spune cei 230 de litri. Bancheta, evident, este culisabilă, poți stai în spate atât dacă conduce cineva în alta. Acum este dată în față la maximum, pentru că eu sunt șoferul și eu trebuie să ajung la pedale și dacă nu am bancheta dată în față, eu nu ajung la pedale. Și cam așa cu portbagajul, avem bateriuța și mai avem aici niște zăpadă artificială cu rol de antifonare plus cârligul de tractare. Deci cam asta este treaba cu Microlino în spate. Microlino Italia SRL, aia este adresa. Compania este elvețiană, nu știu dacă vedeți, dar avem acolo emblema Elveției. Și, fun fact, se asortează cu ceasul meu elvețian. E Swatch, nu vă imaginați că e ceva scump, dar se asortează foarte mișto cu ceasul meu. Parcă sunt un fashion vlogger. Hai să dăm o tură în jurul lui Microlino. Nici nu trebuie să fie o tură mare, pentru că mașina măsoară 2,5 m lungime, 1,48 m lățime și 1,51 m înălțime. Dar cu toate astea l-am pus pe Dan Scarlat la volan, Dan Scarlat care are 1,92 m, l-am pus pe Florin Piersic Junior la volan, care are și el aproape 2 metri și au avut loc fără probleme. Dacă vreți să vedeți cum conduce Florin Piersic un Microlino, o să apară podcastul la promotor, podcast cu prioritate cu Florin Piersic Junior. Bun, ce este Microlino? Este de fapt Micro, pentru că așa se numește compania Micro, apoi avem Microlino, modelul 2.0, că suntem la a doua generație, este un quadriciclu din categoria L7E. L7E, în anumite țări, poate fi condus de la 16 ani. Deci este un quadriciclu, e undeva la jumătatea drumului dintre o mașină și o motocicletă, așa menționează Microlino. Și apropo, repede, că am tot trecut de portbagaj, vreau să menționez ce zic cei de la
ce zic e de la Microlino? Că în Microlino încap două persoane și trei navete de bere. Cei de la Microlino au un simț al umorului fantastic, ba chiar spun că mașina asta este eco-friendly as f*** și nu cenzurează. Deci simțul umorului este la el acasă, la Microlino. Asta prinde 90 la oră, dar va exista un Microlino Light care va fi limitat la 45 de km la oră, care va fi mai ușor de înmatriculat, să spunem așa, pentru condusul la 16 ani la noi. Cei de la Microlino România, de la Autovision, spun că poți să conduci și pe asta la 16 ani la noi, cu toate că nu e limitată la 90 la oră, pentru că L7E în România poate fi condus de la 16 ani. În alte țări, L6E poate fi condus de la 14 ani, deci versiunea light va putea fi condusă în Italia, Franța, de la 14 ani, ceea ce e foarte mișto. Dar momentan asta prinde 90 la oră și aparent la noi poate fi condusă de la 16 ani. Naiba știe, vorbiți cu cei de la Autovision. Ultima șansă de a vă înscrie la giveaway-ul de 100.000 de abonați începe acum. Împreună cu piese Auto Moreni, dăm un Opel Astra H Caravan 1.7 CDTI motor nemuritor, recondiționat cu piese auto de la piese Auto Moreni. Evident, ca să vă înscrieți este simplu, trebuie să fiți abonați la canalul Mașini cu Luci Popa și să faceți o comandă de piese de la piese Auto Moreni, livrează în toată țara și au prețuri competitive. Cum faceți asta? Telefonic la numărul din descriere sau de pe pagina lor de Facebook. O să o las și pe aceea în descriere. Nu uitați să menționați că vă înscrieți la giveaway-ul Mașini cu Luci Popa și dacă merge totul bine, o să mai facem un giveaway mai târziu cu o mașină și mai șmecheră. Baftă! Cum diferă asta față de alte modele din această clasă? Este simplu, pentru că nu are caroserie pe șasiu separat, adică nu ai un skateboard pe care se montează caroseria, nu. Avem o autoportantă fabricată în aceeași fabrică unde se fabrică caroseriile pentru Aston Martin și McLaren, o caroserie din oțel de înaltă rezistență și aluminiu, care ar trebui să îi ofere și siguranța de care are nevoie o mașină. Este sudată în 1000 de puncte și am văzut-o la salonul auto de la Geneva. Dacă mai găsesc imaginile, vi le arăt, dacă nu, aia e. Am filmat doar caroseria în sine, fără aceste elemente. Și am văzut cum este ea construită, care sunt transforsările și trebuie să recunosc că mi-a dat un pic de încredere. Asemenea lui Rolls-Royce, și Microlino este asamblat manual, de data asta de 100 de muncitori specializați care fac 20 pe zi. O dată la jumătate de oră, un Microlino ia naștere. Ați văzut bateria unde este, avem și portul de încărcare acolo, o să revenim la el. Ce este interesant la Microlino este faptul că mașina este mai lată pe față decât este pe spate. Și ai impresia inițial că are 3 roți, dar nu. Quadriciclu nu este triciclu. Vedeți? Pam, pam, două roți. Roțile au aceeași dimensiune, dar totul este mai îngust pe spate. Partea interesantă, mașina are suspensie independentă pe toate roțile. Hai să vorbim despre niște specificații tehnice. 17 cai putere de la 0 la 50 la oră în 5 secunde, 90 de km la oră viteză maximă, o să testăm și performanțele mașinii, cuplu maxim 89 Nm. Avem opțiune de 3 baterii, 5,5 kWh, 10,5 kWh și 15 kWh. Toate litiu-ion, autonomii 93, 177 sau 228 de km. Asta este bateria intermediară care, în teorie, în laborator ți-ar scoate 177 de km. Eu am scos undeva 110, cam așa am reușit să scot eu în București. Bateria mică se încarcă la 1,35 kW, bateria mare se încarcă Type 2 la 2,6 kW, poți să o încarci domestic sau poți să o încarci la stație din asta Type 2. Bateria mică se încarcă în 4 ore, cea intermediară, adică asta în 3 ore și cea mare în 4 ore. Evident, fiind o baterie mică și nu având management termic și alte șmecherii din astea de mașini adevărate, se încarcă un picuț mai lent. Nu este nicio problemă. Uitați-vă cât de drăguț e desenul ăla cu Microlino acolo. Tire pressure front and rear, summer, winter, 1,8 bari, indiferent. Ca să eficientizeze totul, au pus coilover, au pus amortizoare în interiorul arcurilor, exact ca la mașinile sport, și aici ceva antifonare pe aici. O să vorbim despre antifonare la proba de condus. Anvelopele 1.45x70x13. Ce vreau să arăt este că sunt Continental Eco Contact 3. Acum s-a ajuns la Eco Contact 6, dar mă gândesc că Eco Contact 3 au fost ultimele care s-au făcut pe dimensiunea asta. De la Eco Contact 4 nu s-au mai pus. De asta mă gândesc că are 3 uri și nu are 6 uri, cum se pune acum. Jantele sunt de tablă, iar astea sunt capace pe care tu le poți configura în diferite culori, dacă vrei.
și asta roșu cu alb arată foarte bine. În rest, jantele sunt tablă și sunt negre. Hai să vedeți cheia succesului, cheie de Golf 5 sau de Bugatti Veyron, depinde cum vrei să o spui. Cheie tip Craiova, pac, și sigla Microlino sau Micro, sau cum vreți voi, pe ea, nu sigla Volkswagen. Asta e simplu, încuiere, descuiere și portbagaj. Sper să nu apăs din greșeală pe descuiere, că se oprește încărcarea. Dacă am arătat cheia, o să continuăm cu ușa, însă am primit un telefon și am zis să împărtășesc vestea bună cu voi. 14-16 iunie mergem la Le Mans, și nu mergem oricum la Le Mans, mergem invitați VIP cu Porsche la Le Mans. Marca ce are cele mai multe victorii la Le Mans au acum programul 963 la modelele hypercars. O să avem acces în pit lane, o să avem acces pe circuit, o să avem acces la piloți, o să vorbim cu piloții, deci stați aproape, pentru că vara asta pe mașină cu Luci Popa mergem la Le Mans. Deci am vrut să împărtășesc informația asta cu voi ca să vă mulțumesc că mă urmăriți, că mă susțineți și că faceți viața unui băiat din Craiova un pic mai frumoasă. Iar acum hai să vedem cum se descuie Microlino. Păi, se descuie ori manual, ori de la buton, dar ia fiți atenți aici. Uitați, aceasta este singura modalitate de acces. Bine, poți să mai intri și pe geam sau pe trapă. Este singura modalitate de acces gândită să fie modalitate de acces. Este singura portieră, singura ușă, cum vreți să-i spuneți, prin care intri. Practic, te urci în mașină și te-ai așezat. Prima dată se așează șoferul, iar apoi pasagerul. Dacă ai nevoie de mai mult soare, ai și trapa asta foarte tare. Evident, nu este recomandat să stai așa când mergi, dar mașina asta le are pe toate. Nu chiar pe toate, o să vedem ce n-are puțin mai târziu. Geamurile pot fi deschise așa, simplu. Bine, să apeși pe un butonaș aici și după aceea îl împingi. Ca să-l închizi, te duci aici, apeși pe buton și l-ai închis. Super simplu. Și după aceea, dacă vrei să te pui la volan și să reglezi oglinzile, le reglezi, ia uite, simplu ca bună ziua, buongiorno. Și da, oglinzile sunt și farurile, dacă vă vine să credeți. Acestea sunt luminile de zi. Acestea sunt farurile full LED care sunt în premieră pe Microlino 2.0, că pe 1.0 nu erau. Și dacă ai pozițiile aprinse sau faza scurtă aprinsă, ai această bandă LED pe post de poziție. Când ai banda LED pornită, DRL-urile se opresc. Deci DRL-urile nu sunt același lucru cu pozițiile. Și asta am mai văzut și la mașini adevărate, să spunem așa. Deci DRL-uri, poziții, apoi faruri. Noaptea arată demențial. Astea sunt semnalizările, ceea ce e foarte mișto. Pe spate avem banda LED cu tot cu semnalizări. Așa arată semnalizările. Evident, totul LED. Și n-am mai arătat un lucru, stai să o deschidem. Dacă vrei să o închizi, poți să o închizi apăsând ușa, dar e făcută să o închizi așa. Într-adevăr, e mai ușor să închizi toată ușa, pentru că poți apăsa pe o suprafață mai mare și să nu te chinui atât de mult. Dar când o închizi, poți să dai tare cu ea sau poți să faci așa și să aștepți, pentru că are soft close. Ba da, on mama ei, are soft close. Fantastic! Acesta este unicul ștergător și iată, avem și inscripția sau emblema unui ștergător, desenul unui ștergător. Da, poți să-l ridici. Dacă blochezi pe cineva, deci e cam greu să blochezi pe cineva cu asta, poți să-ți ridici ștergătorul foarte ușor. Ai dezaburire pe față și pe spate, după cum ați văzut, avem degivrare. Și da, mai avem și al treilea stop de frână în zona asta, dar da, ai degivrare pe spate. Și dezaburire pe față și pe lateral. Ca la o mașină normală. Uitați aici gurile de ventilație. Hai să intrăm un pic în mașinuță și să arătăm niște chestii pe parcurs. Aici pui lichid de frână, că de servo nu pui, că n-are. N-are servodirecție, n-are servofrână, n-are ABS, n-are ESP, n-are mai multe chestii. Observăm coloana de direcție. Ia uite, simplu ca bună ziua. Dar acum voiam să vă arăt cum intri. Intri așa și observăm aici date tehnice, Microlino, Italia, sire de șasiu, decibel, puterea, maximum 750 de kg, asta are vreo 500 de kg, 513 kg la gol. Și varianta cu baterie mare are 530 de kg la gol. Asta este bancheta față,
fix asta este, este o banchetă față, nu sunt scaune individuale, bancheta față, centuri de siguranță în 3 puncte pentru ambele și cele mai drăguțe tetiere pe care le-am văzut în 2024. Micuțe, dar de efect. Nu poți regla spătarul, cum te pui, așa stai. Și cam asta este toată atmosfera de la interior. Mare atenție să nu-ți intre frâna de mână în fund, dar nu o să-ți intre. Și aici avem niște spații de depozitare foarte caragioase, de mare efect. Și mai aici un spațiu de depozitare, unde avem autorizația provizorie și căștile mele. Aici mai ai un loc pentru o băutură, acolo mai ai loc pentru o băutură. Cam despre asta o să vorbim în alt cadru, dar cam așa arată Microlino când te urci în el. Nu știu de unde a luat pedalierul, dar interesant este că ai accelerație în podea. Bine, nici nu aveau cum să o agațe din altă parte și frâna este tot în podea. Da, mi se pare logic. Logic, logic. Apropo, trebuia să o încarc, după aia să mă s-o spăl. Deci iertați-mi, vă rog, mizeria dinăuntru. O să o spăl înainte să o duc înapoi. În stânga volanului se află amortizorul care ține ușa atunci când se deschide. E un amortizor cu gaz normal, nu e nimic greșit. Ia fiți atenți aici, trapa. Cât de ușor se închide. Ajunge aici, tragi aici și o închizi așa, simplu, da? Când o deschizi, tragi și o împingi. Deci după ce ai tras, ai împins și o deschizi. Hai să o închidem, pentru că ne bate soarele în cap acum la interior. Aceasta este lumina interioară, care o să vă arăt de unde se aprinde. Dar dacă pornești motorul, ca să îți pună mașina, bă, vezi că e motorul pornit, nu bipăi sau ceva, nu, îți arată luminița asta. Ceea ce e foarte tare. După un timp se stinge și repede, că nu o să mai vedeți probabil la alții, cum arată imaginea când se încarcă. Nu-ți spune cât mai are până la încărcare, tu știi că se încarcă în 3 ore, te pui la încărcat și aștepți 3 ore. Simplu ca bună ziua. Frâna de mână este și modul park la această mașină, pentru că asemenea unor cutii robotizate, nu ai mod park. Ai doar frână de mână normală și mod neutru. Acesta este schimbătorul de viteze. Ai neutru, drive, reverse și mod sport. Și îmi place că apare acolo o rachetuță pe Microlino, mă, să ai 17 cai frumoși. Bă, cât de drăgălașă e chestia asta. Ce vedeți aici sunt gurile de ventilație în stil Dacia Logan 1. Evident că se reglează manual, da? Mașina asta vine cu ventilație și încălzire. Încălzirea este pe rezistență, deci o să-ți mănânce ceva din baterie. La vară vine și versiunea cu aer condiționat. Momentan avem aer recondiționat de afară. Schimbătorul de viteze și lichidul de parbriz nu sunt două lucruri pe care le pune una lângă alta, nu? Sau nu le vezi una lângă alta de obicei la mașini. Însă aici, și nu știu cine a avut mașina înaintea mea, dar aici pui lichid de parbriz. Și da, mă, ai lichid de parbriz, mă. Pe Microlino, mă, ai lichid de parbriz, ce drăguț. Apropo de parbriz, repede până nu uit. Parbrizul, ăsta e, da, simplu, cam asta e vizibilitatea. Vizibilitatea e bună, n-ai ce să-i reproșezi. Nu ai parasolar, deci te bate soarele și dacă bate direct soarele în tine, nu ai nici tentă în parbriz, ai tentă pe lateral. Dar în parbriz nu ai, deci o să te bată puțin soarele în față. Nu ai nici oglindă centrală, deși ai putea să vezi ceva prin spate, dar cei de la Microlino s-au gândit să nu pună oglindă centrală, probabil pentru vizibilitatea față, dar mai știe de ce n-au pus. Ideea e că n-ai, deci n-ai nici parasolar, te bate și soarele și n-ai nici oglindă centrală. Ce este surprinzător la Microlino este multitudinea de opțiuni de încărcare. Astea sunt avariile, evident. Și avem două USB-C-uri și două USB-A-uri, deci ai două locuri, dar 4 USB-uri. Acesta este un lucru foarte tare. Apropo, aici mi-am pus eu telefonul pe suportul de telefon Microlino, da? Asta. Și îl pui așa. Și îmi place că și suportul are un Microlino, mă, un Microlino și este un suport de telefon care poate fi rotit, da? Simplu ca bună ziua. Cât de tare. Hai să vă arăt cum deschizi ușa din spate. Deci, ai aici o bară, bara asta care are rol structural. Deci în caz de accident, bara asta are rol structural și de rigidizarea caroseriei. Aici se află un șurub, iar aici unde e arătătorul meu este un buton și așa se deschide ușa din spate. Dacă ai telefonul la încărcat cu un cablu, mare grijă să fie cablu suficient de mare, pentru că altfel vei avea un mic accident. Așa închizi ușa și de asta te ții când, nu știu, vrei să ieși din mașină de curelușele astea.
și, evident, la fel cum Volvo pune pe scaune steagul Suediei, așa avem și aici steagul sau crucea Elveției, cum vreți să spuneți. Iar acum hai să vedem. Deci avem două USB-uri aici, două USB-C-uri acolo, cu fast charger USB-C-urile. Aici am încarc eu unul din telefoane, iar acesta este sistemul de infotainment. Mult spus sistem, mult spus info. Este mai mult o boxă wireless. Este o boxă wireless care se numește Microlino 2.0 când o cauți pe USB și, na, e exact ce spune pe hârtie. Este o boxă wireless, așa cum puteți să cumpărați și voi. Se aprinde în momentul în care pornește mașina, se încarcă de la USB-C. Dacă ai nevoie, bubuie destul de tare. Na, e o boxă. E o boxă. Dar îți faci treaba cu ea, pentru că na, spațiul în interior e mic, da, e mic, minuscul, nu că e minuscul, că nu e minuscul, că ai loc. Și hai să vă spun un lucru, vedeți? Eu dacă stau așa, eu am loc să mă întind, am loc să stau, am loc să-mi pun laptopul să lucrez, am loc să și mănânc. Dacă ești singur în Microlino, bă, ai loc, poți să-l folosești pe post de birou. Îți mai pui tu o măsuță undeva pe aici, sunt sigur că poți să faci una la imprimantă 3D sau să comanzi de undeva, faci un birouaș și stai liniștit, da, eu am stat aici, n-am avut nici cea mai mare problemă. Da, ok, o să spuneți, Luci, tu ești un liliputan, așa este, dar chiar și așa spațiul nu este rău deloc și nici confortul. Stai mai bine aici decât în unele avioane. Aceasta este maneta de semnalizare, deci semnalizezi așa, așa pui pe poziții, așa pui pe fază scurtă, așa dai flash-uri și dacă vrei să o pui pe fază lungă, dai mai tare, simplu ca bună ziua. Ok, ai stingem farurile și aici ai claxonelul. Nu o să claxonez aici în parcarea asta pentru că ai un claxon foarte tare. O să facem un mers chestia, să claxonăm un mers. Claxonul e foarte tare și nu vreau să deranjez că este o parcare liniștită, nu vreau să deranjez lumea pe aici. Dar claxonul e foarte tare, se aude exact cum credeți voi că se aude. Cam așa se aude. Hai să vedem Volănescu. Volănescu din piele veganescu, adică din ceva, mușama din asta care nu este piele, imitație de piele, cusături frumos. Spițe metalice, volanul se ține atât de bine în mână, este volan de kart. Mi-aș dori ca toate mașinile sport să aibă un asemenea volan. Cu toate astea, mașina nu are servodirecție. Odată ce te pui în mișcare, direcția e foarte ușoară, dar pe loc sau la manevrele până mașina prinde ceva viteză, până la 5 km la oră, dai ceva de volan. Și atunci, un diametru mai mare al volanului, cu toate că nu s-ar fi potrivit mașinii și n-ar fi avut loc probabil, te-ar fi ajutat să virezi mai ușor mașinuța, mașchinița. O să vedem la proba de condus ce și cum. Da, volanul nu este reglabil, ăsta e fix. Așa cum îl vezi, așa îl ai. Acesta este sistemul de infotainment. De aici pornești ventilația. De aici pornești căldura și apoi reglezi ventilația cu căldura, deci nu poți să selectezi temperatura, e ori frig, ori cald, așa, dezaburire, degivrare, deschizi haionul de aici, lumina interioară, o aprinzi și o stingi de aici și aici intri la setări, resetezi tripul, schimb ceasurile de bord și o să le arătăm imediat, de aici schimb limba și unitățile în mile pe oră, calendarul, ceas, name, cum te cheamă și info, chestii de genul ăsta. Info ăla e aici. Software, software și iar software. Asta este sistemul de infotainment, care este mai mult info decât tainment și mult spus sistem. Așa arată când o încarci, așa arată când o pornești, ceas, zi, kilometri, trip, încărcare, viteza în centru, treapta în care te afli, dacă vrei să o pui RDN și cam atât. Aici ai regenerarea. Aici ai puterea când o accelerezi și îmi place că atunci când o încarci, ea se încarcă cam cu jumătate din regenerarea maximă. Deci ea se poate regenera până pe la vreo 5 kW. Asta e un lucru interesant și nu găsești la multe mașini electrice chestia asta. Dacă vrei să schimbi ceasurile de bord, le schimbi așa și arată în felul următor. Mie nu-mi place acest mod, dar ia să vedem ce se întâmplă când o treci în sport. Așa se întâmplă când o treci în sport sau dacă ai celălalt ceas. Fiți atenți aici. Când o să mergi cu mașina și o să vedem la proba de condus, îți apare o rachetă la cur. O rachetă care scoate flăcări. Deci tu când mergi cu Microlino cu mai mult de 50 la oră, scoți flăcări pe cur. Bine, scoți flăcări pe cur și la orice viteză, doar că flăcările sunt mai mari pe măsură ce crești viteza. Cât de tare e chestia asta? Cât de tare e chestia asta? Asta e tot tabloul de bord. Atât.
That's all, folks. Schimilit de film. That's all, folks. Veștile bune nu se opresc aici. Micuțu Stand Up mă urmărește pe Instagram. Nu fac foarte multă reclamă pe Instagram. Cine vrea să mă urmărească, bine. Mașini cu Luci Popa. Nu uitați și de grupul de Telegram cu abonații, link în descriere. Dar mă urmărește Micuțu. Acum mă urmăresc mai multe vedete, printre care și Țancă Uraganu. Reglăm oglinzile să vedem în ele, că ne-am tot jucat cu ele. Să vedem și în asta. Bun, foarte frumos. Ready. Trecem pe drive. Stăm cu trapa și cu oglinzile deschise momentan. Una de mână. Și am dat. Să vedem cum ieșim de aici. Cam așa se aude mașina. Nu știu dacă e zgomot de vânt. Mai târziu, când o să mărim viteza... Reminder, turn on your headlights. Asta e boxa. Turn on your headlights. Hai pe aici. Mersi. Mai încolo o să închidem și geamurile, ca să nu avem zgomot de vânt, dar momentan ne descurcăm. Deci trebuie să dai un pic de volan când pleci de pe loc, dar rest e ok. Vizibilitatea nu pot să spun că e cea mai bună în oglinzile astea, dar e decent. Ia să vedem, să facem stânga pe aici. Da, am depășit. Vedem, suntem blocați? Nu suntem blocați. Oricum, și dacă am fi cu asta, intri peste tot. 1,48 m. La asta nu e lățime cu tot cu oglinzi, e lățime cu tot cu faruri. Este să, dacă vrei să întorci pe loc, trebuie să dai un pic de volan. Dar aia e. Uite, toate Fordurile noi, probabil e ceva expunere. RHA, Roadhill, sunt cei care au RHA la număr, parcă. Să vedem, Microlino. Când semnalizezi, e posibil să dai în claxon. Stai, mă lași pe mine, lasă-mă și pe mine, mersi. Nu vreau, omul, nu vreau. Ok, și aici e mai nasol. Ia să vedem. Deci cam dashcam. Îți dă-i blană. Asta e pe normal. Bine, nu e blană, nu e blană. Încă nu i-am dat blană. E nasol dacă vrei să schimbi banda. Mai bine te uiți așa decât să te uiți în oglindă. Domnul Quick 6-le ne-a făcut un pic de prioritate. Aici avem. Ia, salut! Ok, trebuie să mergem tot înainte. Tot înainte. Are suspensie independentă, dar nu e foarte multă suspensie. Nu e o cursă foarte mare, adică simți oarecum de nivelările cu ea. Dacă ții, asta e versiunea Dolce, n-am apucat să spun. Asta este echiparea Dolce, echiparea de top competiție e mai dotată. Vine cu piele, vine cu Alcantara, are mai multe chestii. Asta încă nu. Încă nu. Să vedem. Cam așa se aude și motorașul. O să trecem și pe sport un pic mai târziu. Liber pe pod. Și dă-i. Super caterincă. Hai să închidem geamurile. O dată. De două ori. Lăsăm trapa momentan. O să o închidem și pe ea un pic mai târziu. Hai să-i dăm. Nu e blană. Asta e blană. Asta e blană pe normal. Blană pe normal. Hai să închidem și trapa. Și așa se aude totul închis. Sper că se vede bine. Am un Land Cruiser aici pe care îl văzui așa cu coada oglinzii, că n-ai oglinzi foarte mari, n-ai faruri foarte mari, să-i spunem așa. Ia să-i dăm. Asta e blană la pe normal. Și aici 7. Într-adevăr, la viteze mari nu e cea mai prietenoasă cu zgomotul. De fapt, nu e cea mai prietenoasă cu liniștea. Ai un pic de zgomot. Acum urcăm pe pod și văd că acum am mers, dar dacă urci foarte, dacă ai o rampă destul de abruptă, riși să scadă viteza. Nu cu mult, dar am observat că undeva pe la 70 și ceva se stabilizează dacă e să urci. Uite, 90. Hai să-i dăm pe sport. Sport și schimbăm și ăsta. Mamă, era să deschid portbagajul, mers. Așa. Schimbăm și uite. Ies flăcări de la cur. Uhuu, pe sport. Venim cu 90. Ies flăcări de la cur. Asta e viteza maximă, Vmax. Cât am pe Waze? Nu mi-arată Waze-ul. Dar asta este viteza maximă. Hai să o trecem pe normal. Și pe normal poate să mențină viteza asta. Dacă vrea. Poate să facem dreapta. Uhu!
Și acum regenerăm ceva. Ca la orice baterie de electrică, după un, de la un procentaj anume în jos, începe să regenereze. Dacă ai bateria prea încărcată, nu o să regenereze. Ui! Stă ceva pe curbe. Eu cred că nu e la fel de răstur... Stai să opresc. Nu cred că este la fel de răsturnabilă precum Citroen AMI. Ia, hai să vedem pe curbe. Ia, hai să-i dăm așa. Nu ai cel mai... Opa! Mai mare ruliu. Dar țineți minte un singur lucru. Mașina n-are ABS, n-are ESP. E posibil să o destabilizezi pe anumite frânări. Mă lasă Loganul? Mă lasă... E Duster, de fapt. Deci dacă frânezi tare în curbă, s-ar putea să derapezi un pic cu ea. Dar bine, și eu am... La mine a fost un test extrem. Aici... Așa, și vedeți, e șocul ăsta on-off de motor electric. La mașinile normale e mai naturală senzația, să-i spunem așa. Dacă vrei să parchezi, poți să parchezi foarte ușor așa. Adică n-ai nici... N-ai senzor de parcare, n-ai camere, n-ai nimic. Pum, pum. În rest, ea accelerează bine. O avea ea 17 cai, dar... Poți să ții pasul cu traficul. Unde te depășesc mașinile e după 50 încolo. Pentru că ele încep să accelereze mai tare. Și mergând cu mașina asta, mergând cât de cât legal, mi-am dat seama cât de încet mergi dacă mergi legal. Pentru că toți trec pe lângă tine. Vum, vum, vum. Poți să mergi și tu cu 70 pe bulevardele din București, pe care se merge cu 60 legal, și trec mașini pe lângă tine, uite așa. X6-uri, Logan-uri, TDI-uri, DPF-off-uri. Partea bună este că poți să ocolești foarte ușor, că nu e mașina mare. Și ai să auziți claxonul? Asta e claxonelul! Aaa, ce tare! Adevărul e că mă distrez cu ea, n-o să mint. Și uite, așa mergi la 70 normal pe centură, e ok. Mare atenție pe frânare. Nu ai servofrână. Trebuie să apeși un pic mai tare pe frână dacă vrei să ai toată performanța sau aproape toată performanța până intră ABS-ul, dar am observat o chestie. Asta este una dintre puținele mașini care pot fi conduse cu frâna pe stânga, pentru că dacă apeși ușor nu se întâmplă mare brânză. Și atunci când apeși tare și la o mașină cu servofrână îți dă în nas, asta frânează destul de eficient. Când văd gazela antilopa, te descurci cu ea, toată lumea se uită la tine. E mai mult decât decentă. Mai mult decât decentă. E hazlie, e haioasă. Acum regenerăm. Frânăm cu stânga ușor. Ca la kart. Dacă v-ați dus vreodată la karturile electrice, cam așa e. Nu știu cum e cu zgomotul ăsta. Deci, dacă vreți să țineți viteza constantă și nu să accelerați, ascultați. Nu se aude așa de tare motorul dacă vrei să ții viteză de croazieră, da? Pentru că nu se chinuie. Și vreți să știți ceva? Zgomotul ăsta de la auziți voi nu e de motor. E de transmisie. Are o singură treaptă, dar are zgomot de transmisie, că un motor electric nu e atât de zgomotos. GMC. Ce tare. Blană. Și acum când accelerezi, se aude mai tare. Dar e caterincă. Caterincă. La 50 la oră, la viteză constantă, e silențioasă. Boxa își face treaba, zic eu. Volanul ăsta subțire, cu decupaje de mașină de cursă, este unul dintre cele mai tari volane pe care le-am condus în ultima perioadă. Foarte precis. Nu-ți dă deloc senzația de instabilitate. Deloc. Chiar deloc. Mașina. Roțile sunt mai late pe față, tocmai ca să-i dea un plus de stabilitate. Fix ăsta este motivul. Ui! 80! Și suntem pe normal. Ci că Gabi de la Cuși despre mașină a atins 90 cu ea. Că n-a putut. Dar cu mașina mai coala, așa n-ai treabă. Nu ai treabă. Dacă n-aș filma, aș merge cu trapa deschisă, cu geamurile deschise. Uite, în urcare, blană, 78, 79, 80, mergi. Asta pe normal, nu pe sport. Pe rachetă n-ai ce să-i dai, pe flăcări la cur. Uite, acum trebuie să frâng un pic mai tare, frâng cu stânga.
destul de precisă frânarea cu stânga. Bine, mai frânesc eu cu stânga la mașinile normale, așa, de distracție, ca să mă mai obișnuiesc cu frâna pe stânga. Ia. Și acum, cred că o să rămânem un pic blocați în trafic. Direcția nu e cea mai ușoară la vitezele astea mici, dar nu e nici grea. Și poziția la volan e un pic ciudată. Pentru că eu, ca să ajung la pedale, trebuie să dau bancheta în față. Ce e amuzant este că are indicator de nepurtare centură, de siguranță. Nu avea airbag-uri, dar are indicator de centură. Asta e foarte interesant. Ui! Da, și stai, nu conduci așa, conduci mai degrabă așa, apeși pe pedale. Cu toate că ai accelerația în podea și ar trebui să o apeși așa, poți să faci asta doar dacă ești un pic mai înalt. Eu nu pot să fac asta, trebuie să accelerez așa. E asta o mașină interesantă pentru 16 ani, e o mașină interesantă și pentru 33. Da, pentru 16. Dacă nu-ți convine gălăgia și nu-ți place boxa, ia-ți o pereche de căști, niște AirPods-uri normale Pro sau Max-uri sau orice căști wireless și scap de o grijă. Uii! Îmi place că avem AC, dar viteza e în centru, adică nu-ți arată viteza pe AC. Și verdele ăsta seamănă cu verdele de pe primele Porsche-uri. Pe Porsche-urile din anii 50, pentru cine a jucat NFS Porsche. Și dacă te deranjează zgomotul ăsta acum, ia piciorul de pe accelerație și pune-l iar. Ajungi la 50, aici îi place. Aici îi place să mențină o viteză constantă, fără să fie prea zgomotoasă, pe la 50. Dar nu, te descurci cu ea. Pedala de frână îmi place că e lată. Doar că un singur lucru trebuie să țineți minte. Când frânați, frânați în linie. Dacă frânați de urgență, frânați în linie dreaptă. Dacă frânezi cu asta în curbă, îți fuge spatele și s-ar putea, neavând DSP, pe ploaie sau pe zăpadă sau pe gheață sau așa, să poți să faci niște driftache-uri cu ea. Că e ca un Porsche 911, motor spate, tracțiune spate, greutatea în spate, creează efectul ăla de pendul și poți să ai o mini mașină de drift. Drift-o! Drift-o! Și cam așa cu Microlino, o găsiți la prietenii noștri de la Autovision, autovision.ro. Mulțumesc pentru atenție, aștept părerea voastră în comentarii despre cea mai tare buburuză de pe acest pământ. Hai cu 100, nu uitați de giveaway-ul nostru de 100.000 cu piese Auto Moreno Opel Astra H. Grupul de Telegram cu abonații în descriere. Eu am fost Luci la cameră, Bogdan la edit. Ah, să mă... Wow! Wow! Unora chiar nu le pasă. Sau nu m-a văzut. Da, vă mulțumesc. Să sperăm că ne vedem la un următoare episoade dacă mai ajung întreg. Mașini cu Luci, pa, se încheie din Microlino. Blană, flăcări la cur!